Rugăciune către Sfântul Ilie pentru îndeplinirea dorințelor. Depărtează de la noi, preamărite prorocule, prin mijlocirea ta către Domnul, dreapta mânia lui Dumnezeu. Apără orașele, satele și țara noastră de secetă, de foamete, de furtuni nepraznice, de cutremur, de boli și răni aducătoare de moarte, de neînțelegeri între frați, de nevălirea asupra noastră altor neamuri și de războiul cel dintre noi. Prin rugăciunile tale, preamărite, întărește poporul nostru binecredincios și ajută-l în toate faptele lui bune. Mijlocește, prorocule al lui Dumnezeu, păstoriților noștri, râvna fierbinte către Dumnezeu, purtarea de grijă pentru mântuirea sufletească a păstoriților, înțelepciune în purtare și învățătura, cucernicie și tărie în ispite. Judecătorilor dăluiește nepărtinire și lepădare de pofta câștigurilor, dreptate și milă față de cei obișnuiți. Tuturor cârmuitorilor purtare de grijă față de supuși, milă și dreaptă judecată. Iar drept credincioșilor, supunere și ascultare față de cârmuitori, cum și îndeplinirea cu sârguință a tuturor îndatoririlor lor, ca astfel în pace și cu cernicie să petrecem veacul acesta. Să ne învrednicim de împărtășirea bunătăților celor veșnice în împărăția lui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, căruia îi se cuvine cinstea și închinăciunea împreună cu Tatăl cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.